reprezint Sindicatul Național Prolex, în sfeță polițiștii locali din România, și ne-am adunat în fața guvernului cu toții astăzi să manifestăm pentru a se respecta legea poliției locale 155 din 2010, pe care guvernanții, nici măcar în ziua de astăzi, în anul 2023, nu vor să respecte. Aici aș face precizarea la articolul 35 litera B, unde noi avem condiții speciale de încadrare și până ziua de astăzi nu s-a pus în aplicare. Vrem ca guvernanții să știe că avem colegi care au murit la datorie, au fost bătuți în stradă, începând de la Androveta Turnul Severin, la Cluj, la București. Astăzi avem un coleg de la Pitești care este în comă, să dea Dumnezeu să se facă bine, a fost bătut la vârsta de 55 de ani, când el ar fi trebuit să fie la pensie. Dacă guvernanții ar fi respectat articolul 35 din legea 155, astăzi mulți dintre colegii noștri care sunt peste 55 de ani sau 50 și trebuie să se pensioneze la vârsta de 65 de ani, ar fi fost acasă la pensie, la fel ca colegii noștri din Ministerul Apărării Naționale sau din Ministerul de Interne. Vrem ca de astăzi înainte să nu mai avem colegi care lucrează la ordine publică, la circulație, la alte servicii care le avem prin legea 155 a Poliției Locale din 2010, să nu mai avem colegi care să fie bătuți de cetățeni, să nu mai avem colegi care să fie omorâți de cetățeni, pentru că noi, Poliția Locală, la nivel de România, aș face o precizare, chiar dacă nu suntem ca Ministerul de Interne piramidal un tot, bază centru, și suntem administrație publică locală, toți primarii și consiliile locale să țină cont că polițiștii locali nu sunt ai primarilor, nu sunt ai consiliilor locale, nici ai directorilor poliției locale, sunt ai cetățenilor. Noi suntem în slujba lor, ei ne plătesc și pentru ei aducem servicii de calitate. Bună ziua și bine ați venit! Poliția locală este prezentă din toată țara. Mulțumim colegilor de la Iași care au venit la București să ceară drepturile. Locala, locala, unită în toată țara. Locala, locala, unită în toată țara. Locala, locala, unită în toată țara. Domnilor, onorată asistență, avem aici care produs bunuri și valori în această țară. România este a noastră, nu a lor. Avem aici aurul României. Avem CFR-ul, a doua armată a României. Avem poliția locală, forță complementară de respectare a ordinii și liniștii publice. Nu ne-ați acordat niciun drept. Aud pe posturile de televiziune că se dă 0,7, 0,5. Ei, cu asta o să voteze cetățenii României. Cei care sunteți aici produceți bunuri și valori în această țară, cu tot respectul pentru dumneavoastră, pentru pensionarii noștri care au produs bunuri și valori în această țară. Domnilor parlamentari, Piața Victoriei vă transmite acum un semnal. Să vă aud! Produs bunuri și valori în această țară. Domnilor parlamentari, ne scuzați, nu producem cât furați. De ce nu poți să acorde acestor oameni drepturi? Pentru că au furat. Au furat și nu interesează pe nimeni. Cum au spus colegii noștri, avem persoane decedate la muncă. Avem colegi care nu apucă vârsta de 60-65 de ani. Nu ne-au dat niciun drept. Primarii în această țară doar ne folosesc. Noi, poliția locală, am fost la pandemie, la incendii, la toate pericolele posibile și imposibile, la acțiuni grele de ordine publică. Nu interesează pe nimeni. Suntem sclavi incompetenței dumneavoastră. Nu se poate așa ceva. Încă un semnal. Încă
Oradu, Timișoara, Târgoviște, Oradea, iată că suntem uniți. Suntem uniți aici, suntem frați, pentru că suntem nemulțumiți. Vreau să le mai transmitem un mesaj de bun simț guvernanților noștri și să le transmitem. Dați legi clare, nu analize literare. Vreau să văd dacă aveți voce. Aveți? Dați legi clare, nu analize literare. Dați legi clare, nu analize literare. Domnilor parlamentari, urmează sărbătorile de iarnă, urmează Sfântul Andrei. Domnilor parlamentari, să vă mai transmitem un mesaj și luați aminte că sindicatul Prolex v-a pus toată documentația juridică pe masă și toți colegii mei de aici au plătit milioane de lei la avocați din banii noștri să ne obținem niște drepturi. Dacă nu veți înțelege, totul vom fi aici că România este a noastră și vă asigurăm, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vă vom bloca Bucureștiul, pentru că suntem uniți. Și vreau să vă transmit, dacă nu respectați legislația în România, o să vedeți că în toată țara se vor ridica nemulțumiții. Așa să le ajute Dumnezeu! Vă mulțumesc! Ne-am adunat astăzi în Piața Victoriei, în fața Guvernului României, pentru a protesta datorită faptului că au dat o lege a pensiilor în care, din nou, structura de poliție locală din România nu a fost trecută în condițiile speciale și deosebite, așa cum sunt specificate aceste condiții în legea de ființare 155/2010. Ne-am adunat astăzi împreună cu toți colegii din țară, ne-am mobilizat pentru a veni și a ne susține nemulțumirea față de Guvernul României pentru neaplicarea articolului 35 și anume acela de încadrarea activității polițiștilor locale în condiții speciale sau deosebite. Am cere guvernanților să se respecte articolul 35 litera B, în care avem introduse condiții speciale și deosebite de muncă, pentru că, virgulă, colegii noștri să poată să beneficieze de condiții speciale de muncă și să iasă la 55 de ani la pensie, la fel ca și colegii noștri din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne. Ne-am dorit, de asemenea, să cunoască guvernanții că și cei din administrația publică locală au această posibilitate să aplice articolul 35 litera B din legea poliției locale. În speță aici fiind vorba de faptul că primarul, care este ordonator principal de credite, poate să dea dispoziție directorilor generali de poliții locale să se plătească dările către stat, în speță către casa de pensii, pentru condiții deosebite 4%, iar pentru condiții speciale 8%, ca virgulă, colegii noștri să poată să beneficieze după aceea de 4 luni la an condiții deosebite, respectiv 6 luni la an condiții speciale și să poată să iasă la pensii la 55 de ani, pentru că noi, prin atribuțiile legii poliției locale, pe ordine publică și circulație în mod special, și după aceea pe comercial, poliția animalelor, disciplina construcției, nu pot să mai facă față pe stradă, mai ales cei din operativ, după vârsta de 55 de ani, pentru că ceasul biologic nu stă pe loc și nu mai pot să alegi, dau un exemplu, după un infractor la 63 de ani pe stradă sau să încătușez o persoană care biologic la 20 de ani are o forță impresionantă, iar tu la 60-65 de ani, efectiv nu poți, chiar dacă ești 2-3 persoane la 60 de ani, la 62 de ani, 65 de ani, nu poți efectiv să încătușezi o persoană
și atunci cetățeanul dorește să îi vină sprijin o persoană până în 50 de ani, 55 de ani, unde din punct de vedere fizic poți să mai faci față, precizez din nou, în operativ. De la Poliția Slobozia am venit, Poliția Locală Slobozia, am venit să ne cerem drepturile, măcar să fie aplicat ce este trecut în legislație. Nu cerem altceva legat de pensionare, nu cred că un polițist local rezistă până la vârsta de 65 de ani, undeva de la după ce treci de 50, nu mai cred că ai abilitățile necesare să faci față în stradă și să fii apt de activitate. Cam asta, să se pună în aplicare ce este trecut în legislație. Polițiștii locali avem trei probleme mari. Una, cred că o să fie la mai multe structuri, dar în special la administrația publică locală. În legea austerității, cum altfel ne era teamă că o să întâmple, deja se prefigurează că o să întâmple, deja nu au sunat de la câteva primării. În ciuda asigurării date de guvern, de prim-ministru, că nu le vor dispărea funcțiile de șef de birou, funcțiile vacante, celălalt nu vor fi dați afară. Am zis că mare profită de aceste reorganizări și nu mai rețin funcțiile existente, le modifică, astfel încât cei care, a căror birou nu mai există, să nu mai regăsească funcții echivalente. Și ajung prin această metodă să scape de niște oameni care, vina lor, poate că au fost angajați pe vremea altui primar, cum se spune. Ajungem la alte procese, avem multe exemple de astfel de metode, cum îi dau pai lor afară și îi angajez pai mei. Procese câștigate, nu știu ce să mai facă, am luat HCL-uri și trebuie să-i angajez să plătească și din urmă, dar ne teamă că va veni o practică. Și asta înseamnă că, pe lângă acea asigurare, declarație pe care a făcut-o, ar trebui, nu știu, să desemneze niște persoane din Ministerul Dezvoltării, să urmărească astfel de derapaje, zicem noi, pentru că nu este în spiritul legii pe care a fost dată, a fost menționată acea prevedere. Cu privire la legea 155 pe 2010, legea poliției locale, este prevăzut un drept, dreptul de a fi încadrat activitatea în condiții deosebite sau speciale de muncă, ca și în cazul celor din silvicultură, legea nu prevede reglementarea unor norme metodologice. Asta înseamnă că legea se aplică ca atare, este o altă formă de reglementare și avem mai multe exemple de acest gen în legislația din România și sub pretextul că nu există norme, această lege nu a fost aplicată. Am reușit dintr-o hotărâre judecătorească să recunoască un drept care a mai fost valorificat și în alte acțiuni oricatului personale de legislație, de norme metodologice, dar unei legislații similare, adică a polițiștilor. Avem hotărâri judecătorești unde se recunoaște această încadrare, dar trebuie să luăm fie în condiții speciale, dar ele se fac prin hotărârea de Consiliul Local. Practic trebuie să luăm fiecare primărie în parte să convinge sau să mergem în instanță să obținem un drept care este prevăzut în lege. Acum vorbim de drept. De ce este acel drept? Dreptul în sine conduce la, nu e un beneficiu material pentru oameni, conduce la reducerea vârstei de pensionare.
în special cei de la Ordine Publică și Rutier, lucrează în condiții unul la unul cu cei din Poliția Națională. A fost un raționament pentru care cei din armată și din poliție ies la pensie mai devreme și acel raționament a fost păstrat și în, pentru Poliția Locală, chiar în lege. Dacă vă uitați, n-ați fost mai la meeting, au venit câțiva colegi, cu puțin mai decât mine, dar dacă îi vedeați cât de uzați fizic erau, pentru că munca de teren, munca în ture și în aceste condiții periculoase, îl uzează fizic vizibil. Oamenii deja nu le mai permite sănătatea să mai alege după hoți sau infractori sau, mă rog, în funcție de atribuții și de situație, la 60-65 de ani. Partea proastă e că media de vârstă este una destul de înaintată și pe de o parte e vorba de viața, sănătatea acestora, pentru că speranța de viață este sub vârsta de 65 de ani. Unii au probleme de sănătate și faptul că nu pot să-și îndeplinească atribuțiile, nici nu o să mai pot apăra în fața agresiunii unor răuvăitori. Avem chiar în acest moment un lider care este în comă la Pitești și am zis că sunt chiar o situație, că sunt destul de mulți polițiști care de-a lungul timpului au suferit vătămări în urma acțiunilor pe care le-au întreprins. Și mai avem o altă problemă care devine, poate chiar o regulă. Primarii, pentru a scăpa de cei în vârstă, singura lor vină este că au ajuns la o anumită vârstă, fac anumite reorganizări, găsesc diferite pretexte și fix pe cei în vârstă îi disponibilizează. Da? Deci ajungem la proces, e nedrept. Noi nu cerem decât să se respecte legea și în acest sens, având și decizia în alte curți, unde spune, în cazul celor de la silvicultură, spune foarte clar că legea se aplică ca atare, nu trebuie neapărat în urmă metodologică. Mai mult de atât, dacă dreptul este încă din 2011, dar când ce a intrat în vigoare legea, s-ar valorifica și această vechime, n-am mai ajunge la situația de a găsi artificii să îi îndepărtăm pe cei în vârstă. Ea mai avea în viață încă înainte de vârsta de 65 de ani și nici nu mai ne-am pune bazele când ne apără oamenii de 60-65 de ani. Și a treia problemă, noi vorbim aici de niște principii de drept. Noi vorbim de 11.000 de polițiști locali în țară, nu toți lucrează în ordine publică și rutier, dar cei care lucrează în ture lucrează și în weekend. Ei bine, deși cei din poliție, armată, sănătate beneficiază de acel spor prevăzut de lege, în cazul lor spune că se compensează cu timp liber corespunzător. Bun, e cu timp liber corespunzător, nu asta e cea mai mare problemă, că nu sunt bani. Dar nici acel timp liber corespunzător, compensator, nu se acordă. Practic, ei lucrează sâmbătă, duminica, le dă liber luni și marți și atât. Legea prevede, legea nu este clară și cred că n-ar ajuta un punct de vedere al Ministerului Muncii, în care să le explice foarte clar ce înseamnă timp liber compensator. Pentru că socoteala este simplă. Repaus săptămânal e prevăzut în Constituție. El e garantat. Asta înseamnă că eu și dacă vreau să lucrez cu respectivul weekend și el este de acord să fie plătit, nu pot tot, trebuie să-i dau un repaus săptămânal pentru că e garantat. Asta înseamnă că îi se dă în curs săptămânii doar repaus săptămânal. Și acea compensare, că e în bani sau cu timp, nu există. Deci avem nevoie de niște precizări, pentru că legea este interpretabilă, chiar instanțele nu au o poziție unitară pe acest aspect și pe noi ne-ar ajuta Ministerul Muncii și Ministerul Dezvoltării cu aceste precizări pe toate cele trei puncte pe care le-am menționat. Mulțumesc!